mare sărbătoare pe data de 15 august, moment în care creștinii ortodoxi sărbătoresc adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mare, cea mai veche sărbătoare dedicată Sfintei Marii și una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. În această zi, creștinii sărbătoresc trecerea Fecioarei Marie la Împărăția Cerurilor. Doamna Maricica a venit dis de dimineață la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Galata, acolo unde s-a sărbătorit și hramul parohiei, pentru a se ruga la Sfânta Maria. Îmbrăcată în port național, femeia spune că doar așa simte că cinstește cu adevărat Sfintele Sărbători. Obișnuiesc la biserică să merg îmbrăcată așa. O credință în primul rând trebuie, că fără credință nu numai la Maica Domnului și la Domnul nostru Iisus Hristos, dar având în vedere că astăzi este și Adormirea Maicii Domnului, Maica Domnului să lumineze pe toată lumea, să fie cu pace și credință, că fără ea mai cu seamă astăzi. Potrivit tradiției, este bine ca în ziua adormirii Maicii Domnului să se dea de pomană. Doamna Maria a învățat asta de mică, de la părinți, iar acum îi pomenește pe toți cei plecați din această viață. Aici avem pateuri, plăcinte, cornuri, ce am putut și noi, suc, pentru copii, dulciuri. Atunci avem legătură cu cei adormiți, cu Maica Domnului, că nu mai este printre noi și se roagă de sus pentru noi și ne dă putere. Și cu credință multă, orice facem, când mergem pe drum, când eu gândesc de casă, de exemplu, și dacă duc noi, și dacă e o pâine, și dacă fac cruce, și zic, Doamne ajută, și ies cu, înainte cu piciorul drept. Rugăm pentru toată lumea să fie sănătoasă și liniște și pace. Maica Domnului a mai trăit 11 ani după înălțarea la cer a fiului său. După ce a fost înștiințată de Arhanghel că va merge la viața veșnică, Fecioara Maria le-a spus celor apropiați: nu faceți din mutarea mea pricină de doliu, ci umpleți-vă de bucurie și mai mare, doresc să merg la fiul meu. A fost adormirea Maicii Domnului, la care a fost prezent însuși Domnul nostru Iisus Hristos, au venit chemați Sfinții Apostoli pe norii cerului și apoi un alt sens al acestei mutări este că Preasfânta Născătoare Dumnezeu a fost înălțată cu trupul la cer. Despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu știm că ea este Maica neamului omenesc și ea este rugătoare pururea pentru noi. De sărbătoarea adormirii Maicii Domnului din popor se spune că nu e bine să muncești sau să faci alte treburi în gospodărie. Nu este indicat nici să spălăm. În alte zone, pe 15 august, se împart struguri, prune și alte bucate pentru sufletul celor trecuți la odihnă veșnică. În dimineața zilei de mare sărbătoare, enoriașii merg la slujbă și sfințesc darurile.